Aproximativ 25.000 de spectatori, iertați-mă, întrucât capacitatea maximă a tribunelor este de 28.000. Pătrundere și trage Ilie Dumitrescu, 2-2. Lovitură cu capul foarte periculoasă a căpitanului echipei belgiene. Revedeți această fază. Căpitanul echipei belgiene, vine din urmă Ionuț Lupescu. Încrucișare cu Dumitrescu. Van der Elst spre Smith. Pătrundere a fundașului belgian, foarte periculoasă și gol! Portarul Preud'homme își dirigează cu echipierii din apărare, care au făcut un zid de 5-6 jucători. Ei cunosc maestria cu care Hagi execută lovituri libere din asemenea unghiuri. A preferat însă să-i paseze lui Dorinel Munteanu și extraordinar Preud'homme respinge să fie greșit. Prima fază cu adevărat periculoasă. Acțiune Ilie Dumitrescu, Lupescu, intercepție reușită de Van der Elst, intercepție Dan Petrescu, pe partea dreaptă Sabau, continuă Dan Petrescu, balonul la Lăcătuș, șut și peste poartă, extraordinar! Selymes și într-o poziție foarte bună, centrare, vine Dan Petrescu. Cei doi fundași laterali ai echipei României au fost vârfuri de atac în această acțiune riguroasă. Selymes și centrare spre Lupescu, respinge Medved, Nana Hagi. Șut foarte puternic Hagi după ce a trecut de 3 adversari. Gheorghe Hagi a fost până acum cel mai aplaudat jucător român. Corner executat de Hagi, prelungit de Lăcătuș, Lupescu, Belodedici, Lupescu. Intervenție aproape disperate ale apărătorilor belgieni. Diavolii Roșii pleacă pe contraatac. Scifo lansează, dar a fost o părerea mea. Foarte bine. Final. Hagi, dribling reușit pe lângă Scifo. Hagi continuă și este faultat. Fault în careu, nu se poate așa ceva. Sper să vedem reluarea acestei faze. Arbitrul italian Pairetto a refuzat un penalti. Iată intervenție a lui Staelens la piciorul lui Hagi în finalul acestei partide, în care rămân la părerea că arbitrul italian Pairetto trebuia să dicteze vitură. Pe marginea terenului, rezervele, conducerile tehnice sunt în picioare. Ai noștri în atac, pe Ledici, pe jucătorii Fluia de atac a echipei noastre. Centrează Selymes și sare pe Ledici. Dan Petrescu ajunge mingea până la fundul terenului. Centrează Badea. Din păcate, noștri se aflau în fața porții. și în acest moment se aude fluierul final. Doamnelor și domnilor, după un meci frumos, după o primă repriză dominată de echipa Belgiei și după o repriză secundă în care formația României a fost mai bună, după opinia mea, iată rezultatul final. 1-0 pentru Belgia.